Salut, sunt Carmen și lângă mine astăzi este Luca și a venit momentul distractiv al zilei, momentul în care o să desenăm ceva. Și m-am gândit că pentru astăzi, salut Luca! Bună, Carmen! Să desenăm un mic dejun, dar micul dejun care îmi place mie. Adică, mai întâi, uite, o să desenăm un pahar cu lapte, pentru că mie îmi place laptele rece. Facem așa, o dunguliță oblică, aici, și încă una oblică, aici, și acum una ușor curbată la capăt, apoi un semicerc și din nou un semicerc. Pe lângă prima dunguliță, de aici de undeva, mai tragem o dungă paralelă până aici, nu până la capăt. De asemenea, același lucru îl facem și în partea cealaltă. Și aici, din nou, acum vom face lichidul, care stă el cam așa. Și acesta este paharul nostru cu lapte, care ar trebui să fie vesel, adică o să aibă o față. Îi facem doi ochi, două cerculețe. În interiorul cerculețelor facem două cerculețe, unul mai mic și unul mai mare, lipite de primul cerc. Și îi vom face și o gură, uite așa, și lângă acest pahar de lapte rece este el, vom face un ochi de ou, așa se spune în Banat, un ou ochi, da? Facem un cerc. Acesta este gălbenușul, aici facem albușul. Așa arată oul tău, de obicei are și el are nevoie de o față, deci facem doi ochișori cu două cerculețe, unul mai mare și unul mai mic. Și o guriță. Bun. Hai să-i facem și niște sprâncene. Uite așa. Și acum, cred că este timpul să colorăm aceste două, hai să spunem, ingrediente pentru micul dejun. Uite, aici aș mai face niște bulinuțe, ca și cum acest lapte are bule. Ok, vom folosi creioane colorate, așadar, înăuntru, evident, gălbenușul îl vom face cu galben. Hai să-l colorăm! Dar am gătit împreună cu Luca un mic dejun delicios. Îți place? Da. Deci astăzi de dimineață, pe lângă faptul că am gătit un mic dejun delicios, am reușit să producem și un desen extraordinar, iar data viitoare promit că vom avea un English breakfast, adică vom avea și fasole și cărnăciori lângă ochiul de ou și paharul cu lapte. Vă invităm și pe voi să vă faceți un mic dejun, așadar, dacă vă place desenul nostru, puteți să încercați și voi, puteți să îl desenați,
să faceți o fotografie și să ne-o și trimiteți. Mulțumim! Ne revedem data viitoare!